Bun, suntem din nou în direct. Spuneam că în această parte a doua emisiunii o să încercăm să facem o radiografie, dar o să începem așa cu o trecere vis-a-vis de ceea ce am discutat până acum. Este o problemă nu doar românească, este o problemă a întregii societății așa occidentalizate, să nu spun doar europenizate. Avem trei direcții. Oameni care caută un serviciu, un job bine plătit, oameni care caută carieră și oameni care, și asta este cel mai redus segment, oameni care încearcă să-și găsească vocația. Cum putem noi să ajutăm, cum poate mediul universitar să facă? Este o chestiune foarte complicată, pentru că majoritatea merg către ce? Merg către afirmare socială, către salarii bine plătite și nu poți Venituri. să spui, dom'le, încearcă Da. să-ți cauți vocația. El o să, oricine o să replice, păi până la vocație vreau să am și eu, Burtița, nu? vreau să am și eu un Da. nivel de trai sau să am o poziție în societate. Cum poate fi îmbunătățită această chestiune? Să știți că noi chiar și în direcția asta ne facem datoria. Avem un centru de consiliere și orientare în carieră puternic, cu doamne foarte entuziaste, psihologi, sociologi lucrează în acest centru și care oferă aproape forțat consultanță studenților noștri, invitându-i la tot fel de discuții, de grup, de unul la unul, în care le stimulează un pic, le deschid un pic orizontul să vadă ce ar putea face. Fie în direcția carierei, fie în direcția dezvoltării financiare. Nu ocolim niciunul din subiecte. Pentru că, realmente, cariera este într-adevăr prima țintă. Majoritatea își doresc să urce profesional, să ajungă în acea poziție confortabilă profesională în care știți, frica zilei de mâine să se ducă poi mâine sau răspoi mâine. Tot un segment important sunt cei care își doresc bani. La modul cel mai direct. Da, sunt capabil să fac cu tare, cât îmi dai? Pentru cât fac eu ceea ce știu să fac. Ba, boala asta apucă și pe aia care nu știu să facă și tot cer de la început. Vor să știe mult. Însă, cred eu că mediul academic e extrem de prietenos cu cei care își caută vocația. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi nu impunem o anumită cale. Noi deschidem căi. Dar nu impunem niciuna. Cel care își dorește să fie foarte, foarte bun în meserie, are tot ce îi trebuie la îndemână. Are profesori bine pregătiți, laboratoare, proiecte moderne și de-a dreptul interesante, colaborări cu institute de cercetări, cu mediul industrial. Deci are tot ce trebuie. Dacă vrea dezvoltare profesională, are tot ce trebuie. Nu-l împingem. Noi nu obligăm pe nimeni să facă neapărat dezvoltare de carieră. Pentru cei care își doresc întâi și întâi să dezvolte un business. Păi aici, dați-mi voie să vă spun că nu numai că eforturile noastre, dar am obținut finanțări din partea programelor pe fonduri structurale, prin care am dezvoltat cultura antreprenorială, cultură mare, cultură mică, mare întreprindere, mică întreprindere, întreprinderea One Man Show, toate s-au discutat și se dezvoltă în interiorul Universității din Pitești. Iarăși, nu-i obligăm, le oferim șansa de a învăța cum să facă mai repede un ban cinstit. Pentru că cred cu tărie că noi vom trăi mult mai bine în această țară minunată când ne vom ocupa toți să facem bani cinstiți. Ca idee. Cred în lucrul ăsta. Când va dispărea acea, hai să zicem, tendință de-a dreptul păguboasă pe care încă o întâlnim, aceea de a ne scurge în sistem, de a ne descurca. Deci, tendința care presupune exploatarea slăbiciunilor sistemului în sine, în a-ți crește, poate artificial, veniturile, nu neapărat pe baza ceea ce ești în stare să faci. Deci, când va dispărea asta, ne va fi mai bine. Și deci, în concluzie, le oferim tuturora calea pe care să poată să se dezvolte. Nu ne putem permite să-i
împingem de la spate, cu ghilimele de rigoare. A, avem parte la diverse programe de studii de profesori mai exigenți, de, cum să spun, care nu lasă din ghiare până nu știe tot, până nu face tot. Avem, mai avem. Însă, din ce în ce mai des, avem profesori care își duc, cum să spun, își duc crucea. În sensul că stau, țin ore și vorbesc cu ei. N-aveți idee cât de multe sunt de vorbit cu ei. Vin săracii, mi-e milă de ei, mi-e drag de ei și mi-e milă de ei. Vin săracii atât de busolați, atât de neștiutori între ale vieții, încât inevitabil, mai ales la orele de aplicații, la seminarii, la grupele de proiect, când stai și analizezi un proiect sau altul, se iscă discuții. Ei, greșeala pe care poți să facă un cadru didactic este de a stopa aceste discuții. Nu, stați un pic, avem ore, nu pierdem timpul, hai, treceți la planșetă, treceți la calculator, lăsați vrăjeala, ai o greșeală. Pentru că ei găsesc în universitate, între colegi, găsesc un mediu mai prietenos decât în afara universității. Și încep să se deschidă. Încep să se deschidă și să-și plângă unii de milă, alții de drag, să-și prezinte diverse abilități, să facă schimb de experiență între ei, dar mai ales să scoată la suprafață marile întrebări. DC-urile, acele DC-uri care îi împing înainte să progreseze. Să știți că ați rămas proverbial cel puțin în această emisiune. V-am citat de foarte multe ori pe această temă, fiindcă este una relevantă. Face diferența între ignoranță și dorința sau calitatea firească a omului, nu de a fi curios, ci de a înțelege de ce se întâmplă. Da. Acum, sunt multe teme pe care le-aș putea discuta cu noastră, dar o să extrag doar una și sper să ne încadrăm până la finalul emisiunii. S-ar putea ca noi să fim într-o contradicție și o să mă explic foarte, foarte pe scurt. Pe de o parte, mediul academic încearcă să creeze un om bine pregătit, intelectual, profesional, care să rezoneze foarte bine cu cei din jurul lui și să creeze un corp social capabil să nu doar să facă față provocărilor momentului, ci să evolueze. Pe de altă parte, asistăm la un proces de globalizare în cadrul căruia individul este izolat. La nivel de individ, lucrurile nu sunt globalizate, sunt izolate. Și este izolat social, este izolat profesional, este izolat chiar și prin tehnologia care aparent ne creează iluzia că suntem mai aproape. Și atunci, acest conflict care, nu știu dacă, n-aș vrea să merg pe premiza aceasta a teoriei conspirației, cineva în spate o minte mai mult sau mai puțin luminată organizează. Poate că este pur și simplu un lucru, poate că este un nu aspect. Nu știu dacă e evoluție sau involuție, dar e o evoluție. E ceva scăpat de sub control. Încercăm să creăm o echipă, sau cel puțin așa spunem, o echipă de oameni care vor binele Europei și al planetei, dar, pe de altă parte, îl izolăm, îl facem să nu mai recunoască acel corpus social din care teoretic ar trebui să facă parte. Alienarea de care vorbiți, alienarea individului în raport cu societatea modernă, e un fapt deja constatat. Pentru că așa zisele mijloace de comunicare ultra-rapide cu care ne-am dotat toți, mediile sociale în care comunicăm chipurile, nu fac decât să ne îndepărteze, ne artificializeze comunicarea. Noi nu mai comunicăm natural. Noi nu mai transferăm sentimente, nu mai transferăm simțiri, nu mai interacționăm. Cu dumneavoastră nu mă pot certa pe Facebook. Chiar dacă scriu amândoi toate prostiile din lume, dar nu avem acel moment pasional al contradicției între două spirite și din cauza asta, automat și progresul nostru va încetini. Pentru că progresul speciei a fost tocmai din contradicțiile cu care s-a luptat de-a lungul milioanelor de ani. Ne-am luptat mereu cu tot felul de probleme și am organizat grupuri, triburi și așa mai departe. Găști. Da, păi găști. Trebuia să supraviețuim. Și atunci adevărata comunicare, comunicarea în timp real între indivizi era mult mai puternică. Acum suntem toți protejați cumva de efectele unei interacțiuni ale. Ori tocmai efectele alea sunt importante.
Și eu tot mai sper și am încredere că, fiind ființe vii și fiind, ca să zic așa, fericite de Dumnezeu cu această, cu acest vierme al cunoașterii undeva înfipt adânc în noi, în codul nostru genetic, dar nu ăla material, ci în genomul spiritual, noi avem această genă fundamentală a cunoașterii. Ei, asta ne va scoate din marasm la un moment dat. Pentru că vom simți din ce în ce mai mult ariditatea din jurul nostru și ne vom dori altceva. Eu totuși cred în progresul speciei. Acum suntem într-o etapă în care tehnologia ne domină. Dar nu, cum și, mă rog, ne alăturăm și noi multor oameni care și-au păstrat și își păstrează luciditatea și care spun, oameni buni, cu, în toată perioada, în toată istoria lumii, în general, au existat perioade mai bune, perioade de creștere, au fost perioade mai puțin plăcute, iar istoria noastră pe care cel puțin parțial am trăit-o, ne arată că pe un interval de 30 de ani, care înseamnă foarte puțin, da, pe scara istorică, s-au petrecut o sumedenie de evenimente. Acum, ați pomenit un lucru nu doar foarte drag mie, un aspect care cred eu că face diferența între omul care vrea să trăiască într-un mod conștient, înțelegându-și, căutându-și, înțelegându-și scopul și acea trăire mecanică de care ar trebui cu toții să ne ferim, și anume în codul nostru genetic spiritual se află un mesaj, se află acel ceva care ne împinge, creează acea efervescență în ceea ce privește dorința de a înțelege, de a ști, de a pune întrebarea de ce. În acest context în care omul este transformat în toate felurile, poate să, nu doar să supraviețuiască, poate să aibă o șansă la evoluție fără să aibă și acea trăire spirituală pe care să, evident, să dorească să și-o înțeleagă și să o optimizeze. Întrebarea dumneavoastră se duce undeva tangent cu ceea ce mi s-a întâmplat zile astea. Știți că am deschis în universitate un paraclis. Am auzit. Bun. Lăsând la o parte faptul că mie mi se pare ceva absolut normal să ai și un loc de recunoaștere. Este un laborator, în fond. Și laboratorul Facultății, da, de Teologie, că așa apare în scriptele noastre. Am văzut că chestiunea asta, care mie mi se pare foarte normală, a generat o mulțime de contradicții. Inclusiv că am dus universitatea în evul mediu, că urmează să o duc în epoca de piatră și așa mai departe. Nu mă deranjează toate astea, pentru că, iată, este însăși confirmarea că undeva, cineva a fost trezit din adormire. Cu bune, cu rele, dar s-a trezit. Păi, stai un pic, se întâmplă ceva acolo. Ceva ce nu e în firescul lucrurilor. Cred că și, da, și ideea asta cu evul mediu mi s-a părut de-a dreptul ilară, având în vedere că eu totuși sunt fizician. Și că voi fi fizician, dar am și ținut cursuri de fizică teoretică, cuantică, relativitate, cosmologie, timp de ani bun de zile. Am predat studenților limita între știință și non-știință, între spirit și materie, între material și non-material, le-am predat ca la carte, cum scrie în carte, cum a zis Einstein, nu cum am inventat eu. Înțelegeți? Și atunci asocierea asta cu evul mediu mi s-a părut un pic forțată. Dar, revenind la ideea fundamentală, pentru că, de fapt, dumneavoastră atacați indirect problema fundamentală a filozofiei, cine pe cine determină spiritul materia sau materia spiritul, cel puțin din cercetările fizicienilor până la momentul actual, da, non-materialul, ceea ce noi numim câmpuri de interacțiune, câmpuri de forțe, determină material. Asta e o constatare făcută de fizicieni. Clar, materia în sine se agregă și dispare, vorbim noi cândva de bozonul Higgs, celebru bozon, celebru care aducea sfârșitul lumii, uite că nu l-a adus, și tot ce se întâmplă în jurul nostru este de fapt interacțiune. Doar că nu, până și interacțiunea directă între mâna mea și paharul ăsta, despicată de a fi rapăr, constatăm că e interacțiune non-materială.
între două obiecte materiale. Și răspunsul e de ce simplu. Da, spiritualitatea poate genera progres și generează progres. Iar noi, ca ființe spirituale, eu zic că cu asta ne deosebim de restul speciilor. N-ai să vezi niciodată un babuin să se întrebe de ce furnicile se urcă pe liana pe care o trage el prin gură umezește și după aceea le culege din termitieră. Nu, să, de la nu să-și pună problema, la mănâncă, e fericit. Gata, pentru el cunoașterea s-a încheiat aici. Probabil că acest... Dar pentru noi tocmai de acolo începe. Nu, sper eu un pic, pentru că atunci când intri într-o zonă în care responsabilitatea este individuală și te vezi pe tine într-o oglindă, nu prea-ți place la început și ai tendința să dai la o parte și să revii în zona materială limitată pe care o cunoști. Domnul Bumbenece, eu sunt produs comunist. Sunt născut în 63, mi-am crescut tinerețea, copilăria, tinerețea, ca pionier, ca șoim al pat, nu șoim n-am pus, că n-am apucasem, ca utecist. Mie mi s-a băgat adânc în cap timp de zeci de ani în prima parte a vieții mele că nu există spirit, că materia e totul, materialismul dialectic și istoric, eu așa am fost format. A că după aia, după ce am făcut facultate și am ajuns să aprofundăm niște chestiuni, am început să am niște îndoieli și după aia în timp am început să am și mai multe îndoieli și am ajuns la concluzia că stai un pic că totuși nu e totul materie și nu e totul interacțiune. Sunt schimbări, hai să zic, o metamorfoză de care eu mă bucur că mi s-a întâmplat. Dar a rămâne cantonat în ideea strict ultramaterialistă, eu zic că e o greșeală. Și o mare limitare. Le cer ultramaterialiștilor să-mi definească iubirea din perspectivă materială. Da, o întrebare sau foarte... Sau ura. Foarte simplă. Definiți, foarte simplă. Definiți iubirea. Este ca o provocare. Da. O altă idee care a început să genereze, de fapt nu e o idee, este o realitate, a început să genereze frică și din fericire a început să și trezească multe minți. Și anume dictatura minorităților, începând din Canada, America, Anglia, Spania, vă multe gândiți țări. La subiectul ăla delicat cu nu LGBT? Nu doar. Nu. Și nici nu vreau să fac o chestiune exclusivă, poate asta, dar avem o mulțime de minorități sexuale, culturale, profesionale, care reușesc să impună un tratament mai bun decât majoritățile. Un tratament discreționar. Decât beneficiază majorități. Exact. Și e o chestiune păi da, dar acum depinde din ce direcție te uiți. Poate că majoritățile sunt atât de evoluate și atât de tolerante încât zic, lasă-i vă să trăiască și ăștia. Însă, eu poate că o fi de modă veche, dar cred cu tărie că trebuie să existe totdeauna o limită în care majoritatea tolerează minoritățile cu toate ale lor. Și limita aia trebuie să fie acolo unde se schimbă cutume sociale, se schimbă structuri de bază ale societății din cauza unui exces de toleranță. Un exemplu banal, recent apărut pe Facebook, un emigrant primește de la statul român casă, masă și 1290 de lei pe lună. Da, amărâții noștri de la țară. Cine le mai dă case? Cine le mai asigură masă? Să le mai dea și 1000 de lei pe lună. Sunt care trebuie săraci din 300 de lei pensie. Nu, sunt foarte mulți oameni care nu au pensii. Sau care nu au deloc. Și se chinuie cu 3 găini și un purcel acolo cu care se luptă. Ba, mai auzi că îl dărâmă purcelul și îl mănâncă. Că e bătrân și nu mai poate la 80 de ani să țină de un porc. Zău, eu cred că... Deci aici e limita aia la care stai un pic. Hai să ne mai gândim, băi frate, stai un pic, care sunt prioritățile și ale nației astea. Minoritățile sexuale. Da, domne, n-am, doamne, iartă-mă, facă ce-or știe, treaba lor. Dar de aici până la a schimba structura socială, până la a schimba celula de bază a societății, familia și a o redefini, eu zic că trebuie să fim atenți, să nu picăm în păcatul de a lăsa lucrurile să curgă de la sine. Zău, eu am avut pe acest subiect, am avut șansa, să zicem, e șansă, ca într-un an la Lille, în Franța, să se întâmple parada europeană a acestor minorități sub geamul hotelului în care stăteam, pe bulevardul unde era hotelul la care am cazat. Păi am stat vreo oră în balcon, am filmat vreo oră și după aia mi-a trecut.
entuziasm. Mi-a trecut. Nu pot rezona, nu. Să nu mă înțeleagă nimeni greșit. N-am nimic, facă ce-o știi, dar nu pot rezona cu asemenea manifestări. Bine. Voi fi învechit. Eu mi-am propus să nu mai discut prea mult pe tema asta. Știu că în fond, am avut un gust amar după, da. În fond, poporul a fost chestionat, a răspuns, întrebat, n-a răspuns, a dat, da, a oferit un vot, însă ar fi trebuit să ne punem, măcar cei care au căderea asta, să ne punem foarte serios întrebarea, de ce ne-a speriat pe noi ca nație, care ne considerăm un popor foarte firesc și normal, definirea corectă și clară și, dacă vreți, raportată la cele mai solide repere puternice, definirea în Constituția a căsătorii. De ce ne-a speriat lucrul ăsta? Și un mare semn de întrebare. Nu, cred că pur și simplu problema n-a fost abordată corect, n-a fost abordată oportun, poate nu era momentul, n-a fost susținută de politicienii efemerii ai epocii, iarăși o chestiune interesantă de văzut. Una peste alta, am trăit o altă experiență cu un alt gen de minoritate. Acum, în bun de zile, am avut, să zicem, curajul de a pune pe picioare un proiect european care viza revenirea tuturor culturilor și credințelor din spațiul european la un numitor comun. Și prevedeam să dezvoltăm la vremea respectivă un master ecumenic pentru toleranță și libertate religioasă. Ciudat, nu? Interesant, nu știu. Unde am reușit să adunăm în jurul proiectului ortodoxi, noi, grecii, catolici, Roma, Institutul Ecumenic Papal San Bernardino din Veneția, catolic de Lyon din Franța. Unde am reușit să adunăm anglicani de la Canterbury, unde am reușit să adunăm evrei și islamiști. Numai universități, numai instituții de învățământ, toate dornice să caute acel numitor comun care să aducă înțelegere, să aducă liniște între aceste mari credințe ale cărții. Proiectul scris așa cum ne pricepem noi să scriem proiecte europene, adică bine, a trecut de toate etapele de preevaluare și a ajuns în evaluare finală. A luat scor mic la oportunitate. Și n-a trecut. De pentru care în scrisoarea în care ni se comunica rezultatul evaluării, a apărut și o frază. Credeți că într-o Europa secularizată aceste idei mai au valoare? Nu știu. Încă n-am găsit răspuns. La întrebarea pusă de evaluatorii Comisiei Europene. O întrebare cu un răspuns de 20 de secunde. Care credeți noastră că este cea mai mare provocare a viitorilor ani, așa, pe o plajă, să zicem, de 10-20 de ani maxim? Pentru noi românii? Da. Regăsire. Este cea mai mare provocare, să ne regăsim. Deocamdată suntem confuzi, suntem amețiți, suntem bulversați, înghițim mult prea ușor manipulările de orice fel, foarte ușor. Foarte ușor suntem împiși din stânga, în dreapta, de sus, în jos și viceversa. Regăsirea aceea care odată cândva era legată de bunul simț, de lipirea de glie și de realizarea că cu bune și cu rele aici ne-a lăsat Dumnezeu, aici trăim. Și m-a lăsat cu dumneavoastră împreună, cu alții, mulți alții. Trebuie să trăim împreună. Asta e marea provocare, regăsirea. Da, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Doresc să ne reîntâlnim cât de repede vă va permite programul. Desigur, dragi prieteni, acesta este cuvântul important la care ar trebui să ne gândim, regăsirea noastră. Iar poate că unul dintre pașii importanți către regăsire ar fi întrebarea de ce. De ce se întâmplă niște lucruri? De ce suntem obligați sau, mă rog, uneori, îmi place că păcăliți. O să puneți mereu copyright Kirleșan. Da, 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 da. Nouă ne place întotdeauna să promovăm ideile constructive, valoroase, care pot aduce plus valoare vieții noastre. De asta și această emisiune a durat și iată încă durează de ceva ani. Încă o dată vă mulțumesc, dragi prieteni, atât pentru astăzi. Să ne vedem sănătoși. O seară frumoasă vă doresc.